aceeași parte a banii acasă. Mă uit pe cifrele care îmi parvin în fiecare zi și observ că creșterea incidenței la Galați, la Menoraș, este cât se poate de alarmantă. Dacă pe 9 martie, 8 martie era incidența 1,91, pe 17 martie ieri era 2,84. Dacă mergem în ritmul ăsta, cât de curând, și n-am datele de astăzi, dar vor parveni cât de curând, intrăm în incidență peste 3 și atunci trebuie să intrăm în culoare roșie. Așadar, rugămintea la dumneavoastră să trageți un semnal de alarmă, semnal de alarmă pe care eu vă rog să-l trageți, ca să conștientizăm un pic populația în județul. Nu este bine ce se întâmplă. Ca și un om normal, în perioada când e cald afară, ca să mă mai destind un pic, mă plimb și eu prin grădina publică, în parcuriză, pe faleza inferioară și observ foarte multe persoane, grupuri și de tine, dar și de oameni adulți, care pur și simplu ignoră mesajele care sunt vopsite pe asfalt, unde se spune foarte clar, în această zonă se folosește, se poartă masca de protecție. Încă o dată, rugămintea mea este să trageți un semnal de alarmă în ceea ce privește protecția noastră și celor care, cu care stăm de vorbă. Tinerii, este adevărat că tinerii sunt așa cum sunt, dar trebuie să înțeleagă unul din vectorii care transmit virusul sunt acei tineri care se duc, stau, socializează, se duc acasă și uite așa vedem că bunicii, părinții încep să se simtă rău, sună la 112, se confirmă că sunt bolnavi de COVID. La ora actuală, în județul Galați avem la ATI 33 de paturi, care la ora actuală sunt aproape ocupate în totalitate. La Spitalul Județean nu mai este niciun loc liber în ATI. Maternitatea Galați sunt 5 locuri, dar acolo pot merge numai femei. Spitalul de copii sunt 6 locuri și normal că se duc copii. Iar Spitalul Militar de Urgență, la ora actuală, astăzi, mai sunt 2 locuri. Intrăm într-o criză de paturi de ATI. Încercăm să facem tot ce este posibil ca să limităm ca persoanele, ca oamenii în județul Galați să ajungă pe paturile alea de la ATI. Ca incidență. Am spus, vă dau datele de ieri, datele de azi încă nu mi-au mai venit, dar vor veni într-o jumătate de oră, cred că sunt. Le am. Municipiul Galați, 2,84. Scânteiești, 3,77. Dulucești, 4,61. Băneasa, 3,37. Iveștiu 2,44, Măstăcaniu 2,28, Rădeștiu 2,05, Șendreniu 2,78 și Vânătorii 2,92. Am dat numai primele 10 cazuri. Ce pot să vă spun? Rugăminte, încă o dată, vă rog frumos să atrageți atenția cetățenilor din oraș, din județul Galați, să încerce să protejeze cât mai mult posibil. Am alături pe domnul comandant de la Poliția Județeană, pe domnul comandant de la Jandarmi, care
spune și câteva cuvinte. Încercăm să facem, nu că încercăm, facem acțiuni împreună cu colegii mei, acțiuni de conștientizare și acolo unde nu se poate conștientizare, încep să scrie procese verbale, ceea ce nu e corect. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să poartă mască, trebuie să-și limiteze deplasările pentru a preveni, a se proteja pe ei. În primul rând. Și a proteja prietenii, rudele apropiate, bunici și așa mai departe. Din păcate, după cum am văzut și cum am prezentat un moment, cifrele sunt din nou îngrijorătoare. Cu toții, cred că sunteți de acord cu mine, cu toții am avut o perioadă de relaxare, să-i spunem, în condițiile în care rata de incidență a fost destul de scăzută în județul Galați și respectivul municipiul Galați. Dar constatăm cu toții, cifrele au început din nou să crească și numărul persoanelor infectate s-a majorat, aș putea spune, dramatic. Gărățenii au fost foarte înțelegători în perioada anterioară a pandemiei. Pentru asta vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor concetățenilor noștri pentru faptul că m-au înțeles și au respectat într-o majoritate covârșitoare toate regulile. Și i-aș ruga pe această cale să reluăm și să reîncepem cu toții să respectăm cu strictețe absolut toate regulile impuse și transmise de către cei îndreptățiți, în special de către specialiștii în medicină. Acțiunile integrate ale polițiștilor cu jandarmeria, cu poliția locală și cu internul vor continua. Scopul este de a preveni și de a proteja, nu de a sancționa. Totodată ajuta cetățenii care constată încălcări ale normelor de protecție să se sesizeze de îndată la 112 pentru a putea să intervenim în timp util. Să ne ajute Dumnezeu să trecem și de acest al treilea, se pare al treilea val pandemic și poate că la începutul anului viitor vom reuși să vorbim fără masă. Vă mulțumesc în numele politicilor Gărățeni pentru faptul că sunteți înțelegători. Eu aș vrea să completez ceea ce a spus domnul inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Galați, pasându-mă pe misiunile principale ale jandarmeriei, pe care cu siguranță le cunoașteți și dumneavoastră. Este vorba de asigurare și restabilirea ordinii publice. Fac un apel pe această cale către toți cetățenii județului nostru să înțeleagă să respecte, și să respecte întocmai prevederile hotărârii de guvern al 293 din 10-a 3-a privind prelungirea stării de alertă, în special în ceea ce privește punctul la articolul anexa 3 măsuri privind diminuarea articolului de risc, articolul 1, punctele 8, și ne referim aici la acele spectacole tip drive-in, care se mai organizează în zona Tecuciului, la Maca, și, bineînțeles, în ceea ce privește eventualitatea organizării unor spectacole, concerte, festivaluri, atunci când rata de incidență se situează sub 1,5 la mie, pentru că, așa, după cum știți, peste 1,5 la mie se intersecă de săvârșire, cu respectarea numărului de maxim 300 de persoane cu locul pe scaune și distanțare fizică de 2 metri. De asemenea, vorbim, vreau să subliniez și să îndemn cetățenii la a înțelege condițiile în care se desfășoară mitingurile, marșurile, în general, acțiunile de protest.
Ele sunt statuate în actul normativ pe care l-am invocat anterior, la punctul 18, la același articol, la aceeași anexă, din aceeași anexă. Și vorbim de numărul maxim de 100 de persoane, cu respectarea distanțării fizice de 1 metru, cu suprafața de regulă de 4 metri pătrați și cu obligativitatea dezinfecției mâinilor persoanelor care sosesc în spațiul respectiv și a celor care distribuie materiale, variante și așa mai departe. De asemenea, vreau să se înțeleagă că în situația unor acțiuni de protest, atât forțele de ordine, în special jandarmeria, titulare de misiune pe acest palier, cât și protestatarii, indiferent de natura revendicărilor, ar trebui să acționeze într-un parteneriat, cel puțin așa ar fi ideal. Și ar trebui, pe baza acestui parteneriat, să aibă obligații sinalagmatice. Adică, în cazul unui protest avizat, să respecte condițiile de avizare. Pentru că de aceea s-a organizat și s-a desfășurat activitatea de avizare, conform legii 60 a adunărilor publice. Și de asemenea trebuie să înțeleagă că forțele de ordine nu doar acționează pentru verificarea respectării condițiilor în care protestul a fost avizat, ci și în interesul protestatarilor. Noi suntem obligați, așa după cum ne-ați reștit și sper să înțeleagă și cetățenii, să protejăm nu doar zona respectivă, instituțiile din zona respectivă, căile de comunicații și așa mai departe, ci și pe participanții la protestul respectiv. Până acum, la Galați, din cazuistica recentă, nu pot spune că am întâmpinat probleme majore. În schimb, au mai fost și mici situații, mici conjuncturi în care unii dintre cetățeni, nu toți, participanții la protestul respectiv, au ales să încalce anumite libertăți ale celorlalți concetățeni. Și nu e niciun secret din faptul că la protestul spontan organizat în data de 17 decembrie, care a avut ca obiect contestarea unor măsuri luate de administrația locală privind creșterea unor impozite, taxe locale, știți foarte bine, s-au blocat parțial, drept, căile de comunicație. La fel, recomandăm cetățenilor să protesteze în mod pașnic, să protesteze în mod civilizat și să nu aducă atingere libertăților celorlalți cetățeni. Nu în ultimul rând, ca și antevorbitorii mei, aș vrea să subliniez și să transmit prin intermediul dumneavoastră cetățenilor județului că atingerea stării de normalitate depinde de fiecare dintre noi. Modul în care ne comportăm la serviciu, modul în care ne comportăm pe stradă, modul în care ne comportăm în familie, cum ne educăm copiii, cum ne educăm familia, că uneori trebuie să recunoaștem că și persoanele în vârstă, chiar și din familia noastră, trebuie să fie educate. Pe linia, bineînțeles, a respectării măsurilor profilactice, mă rog, de protecție medicală, nu sunt specialist, dar de bun simț este să încercăm să respectăm portul măștii, așa cum este el descris în actele normative, astfel încât să acopere nasul și gura. Pentru că dacă nu respectăm modul în care trebuie purtată masca, nu avem eficiență. La fel, interdicțiile care au fost de circulație, care au fost statuate de către legiuitori. La fel, să respectăm regula spălatului pe mâini, dezinfecției mâinilor. Cel mai probabil, aceste norme de protecție au fost impuse în urma unor consultări și
Și în urma unor teste efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, de comunitatea medicală din diverse țări, și dacă doctorii au zis că asta trebuie să facem, apoi asta trebuie să facem. Și asta trebuie să înțeleagă cetățeanul de rând, de la copil până la senior. Eu aici apelul meu către cetățeni, în speranța că va fi perceput deopotrivă la o dată cu celelalte solicitări ale antevorbitorilor mei și va fi și pus în practic. Vă mulțumesc că am terminat. Număr de cazuri de îmbolnăviri, începând de la 8 martie, unde am avut 20.977 per total, am ajuns 17 martie la 21.971. Număr de îmbolnăviri în 24 de ore, în 8 martie am avut 21 de cazuri, iar în 17 martie am avut 185 de cazuri. Pe total, 1015 persoane care au fost, care s-au îmbolnăvit în perioada asta. Partea proastă că avem și decese. Dacă la 8 martie n-am avut niciun deces, la 17 martie am avut 7 decese, iar în perioada asta au fost 37 de decese. Număr de teste. În 8 martie 129, în 9 martie 451, în 17 martie 540. Per total au făcut 3753 de teste. Dacă facem o paralelă în ceea ce înseamnă numărul de teste în perioada asta și numărul de îmbolnăviri, o să vedeți că am o treime din testul sunt pozitiv. Este adevărat, a început campania de vaccinare. Eu cred că lumea trebuie să înțeleagă și populația județului Galați trebuie să înțeleagă că singura variantă de a ieși din această criză este vaccin. Dar până la vaccin, toată lumea trebuie să respecte condițiile impuse de legiuitor, să poarte mască, să se dezinfecteze pe mâini, să-și limiteze deplasările. Este adevărat, toată lumea are nevoie de produse, să duc la supermarket. Dar de obicei acolo trebuie să te duci .ochid.lovit. Ai luat, ai plecat, ai plătit și ai rezolvat problema. Vaccinare. În data de 17 martie au fost vaccinate 787 de persoane, 681 în prima doză, 106 curată. Dacă vă interesează pe fiecare punct de vaccinare, vă pot da aceste date. Spitalul Militar de Urgență, care funcționează de la 1 martie, în centru de la Patinoar, 53 de persoane, 47 prima doză și 6 rată. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, 6 rate. Spitalul Municipal Anton Cincu de Cuci, 36. 31 prima doză, 5 rate. Centrul de recuperare, 76. 49 prima doză și 27 pentru rate. Centrul Sala Sportului, 80 de persoane, 51 prima doză, 29 la rate. Centrul Patinoar, 74 de persoane, 41 prima doză, 33 la rate. Baza siderurgiștilor, 73 de persoane. Fostul oficiu prefectural de la Tecuci, 19 persoane. Centrul de vaccinare Târgu Bujor, 17 persoane. Centrul de vaccinare Berești, 60 de persoane. Din nou, Patinoarul, 45 de persoane. Sala Sporturilor, 48 de persoane. Centrul Medical Județean, 60 de persoane. Centrul de vaccinare Ivești, 40 de persoane. Centrul Sala de Spectacole de Cuci, 50 de persoane, iar centrul de vaccinare în Corot, 50 de persoane. Numărul total de doze de vaccin administrate începând cu data de 4 ianuarie 2021 la nivelul județean sunt 43.186 de doze.
număr total de persoane din județul Galați care au primit și a doua doză până în prezent este de 13.017 persoane, altele 17.044 au primit doar prima doză de vaccin. Până în prezent nu au fost raportate reacții adverse în ultimele 24 de ore. Cam asta este situația, stimați colegi. Încă o dată, trag un semnal de alarmă ca populația județului Galați să respecte, așa cum a respectat până acum și cum a demonstrat că poate să o facă, să scădem incidența atât la municipiu, cât și la comune și pe total județ. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Efective acolo pentru, măcar pentru a